Ce vrem să vedem împreună este, ora trecută am discutat un pic despre lucrul asincron cu resurse și aș vrea să mai facem un exercițiu de genul ăla. Și pe urmă o să discutăm niște chestiuni legate de cum definim obiecte în JavaScript. Dar prima parte o să vrem să și vedem cum legăm lucrurile împreună ca aplicație, așa încât aș vrea să folosesc pentru a exemplifica lucrul asincron. Ora trecută discutasem despre cum încărcăm, spre exemplu, date dintr-un fișier și citeam un CSV. Acum, ca idee, există un portal care se cheamă numeautomotor.ro. E făcut de un român care trăiește în Germania, să vă dau și link-ul, și care oferă posibilitatea căutării frecvenței de apariție a unui nume de familie în România. Și nu știu, dacă caut Nimedi, o să văd că e în zona de unde am și o rude. Dar cu siguranță, dacă o să căutăm Popescu, vom găsi peste tot. Ce vrem să facem este să facem o aplicație care invocă acest site și care caută și ne întoarce un număr reprezentând frecvența de apariție a numelui de familie în România. Pentru asta am nevoie de un modul care să fie client HTTP și o să facem așa, o să ne scriem întâi modulul pe partea de server care ne afișează numărul respectiv, după care o să-l afișăm în consolă ca să-l executăm, să verificăm. Și pe urmă o să vrem să ne facem o pagină care să consume chestia asta expusă de către serverul nostru, de aplicația noastră pe server. Deci, întâi de toate, haideți să îmi deschid și eu un folder de demo. Fie el search name. Search name demo. Ok, bun. Și în acest folder să ne scriem un model pentru proiectul nostru ca să ne adăugăm dependențele de modulele de care avem nevoie. Uite, creez un fișier pe care trebuie să-l numim package.json și care descrie modelul proiectului nostru. În fișierul package.json o să dau un nume modulului, fie el search name, și o să spun ce dependențe avem. Ca să facem call-uri HTTP, vom folosi o componentă care se numește Node Fetch. Node Fetch, de la versiunea 3 încolo, e scrisă cu sintaxa de module din versiunea 6 a limbajului, dar pentru că noi nu o vom folosi pe aceea, voi folosi ultima versiune care nu necesită așa ceva, și anume 2.6.5. Bun. Mi-am descris dependența respectivă. Trebuie să-mi instalez dependențele, motiv pentru care din terminal voi porni și eu un terminal că nu l-aveam vizibil, voi rula Node Package Manager și comanda install, npm install. Deci pentru un proiect care declară că are dependența aceasta, npm install va aduce modulul și dependențele lui. Bun. Cu acest modul, NodeFetch, o să vrem să ne întoarcem și noi date apelând o pagină web. Și haideți să facem în felul următor, să vă dau fișierul până la momentul acesta pe chat, în așa fel încât dacă nu l-ați scris să-l aveți, și pe care îl vom mai completa, dar pe măsură ce facem chestii. Și adăugându-vă și având acest fișier, să vă rulați în terminal npm install. O să vrem să ne creăm un fișier care să ne în care să punem funcția care caută și totalizează frecvența de apariție a numelui. Și îmi creez și eu un nou fișier, fie el name.js, în care vom scrie funcția respectiv. Bun.
practic, mie îmi trebuie să invoc site-ul și să descarc de acolo ce mi-afișează site-ul în pagină. Pentru a face call-uri HTTP, am zis că folosim modulul NodeFetch. Haideți să importăm în funcția fetch ce exportă modulul NodeFetch. Ca să încărcăm module în Node.js, avem fie o sintaxă de import din ECMAScript 6 încolo, dar nu o folosesc pe aceasta, fie funcția require. Modulul meu se numea NodeFetch. Spun și eu require NodeFetch. Bun. Adică ăsta. Modulul exportă, ar putea exporta un obiect, proprietăți, el exportă o singură funcție și anume funcția pe care o exportă o voi prelua eu în această constantă. Funcția asta îmi permite să fac apeluri HTTP și aș vrea să deserializez apelul, dar haideți să vedem ce ne întoarce apelul. Deci, dacă o să fac search, să zicem după Popescu, vreau să văd ce call face ca să-mi dau seama ce URL trebuie să invoc. Pentru asta putem să ne activăm în Chrome de la More Tools, Developer Tools. Pot să apăs F12, shortcut-ul care afișează Developer Tools. Și pot să mă uit pe tabul de Network ce apel face. Acum eu o să dau și clear aici să nu vedem apelurile pe care le-am făcut deja, deși cred că ne ajută. Observați că el face get nume. Deci, și dacă n-am făcut, am redimensionat, pentru că se schimbă zona vizibilă, el tot apelează get nume. Asta. Uite, o să maximizez ca zona vizibilă să includă toată țara. O să șterg și o să-i dau search. Și printre altele, se reîncarcă pagina lui, dar unul din apelurile pe care le-a făcut este acest get nume. E programa de român și cam ciudățel care a zis get nume, dar mă rog. Deci, practic, el de fapt și-a făcut un apel către URL-ul ăsta. Haideți să vedem ce conține URL-ul, adică ce întoarce. Și ce trebuie să-i dăm ca parametri. URL-ul ăsta pe care l-am luat și vi-l dau imediat și vouă, dar să-l modificăm un pic. Observați că, printre altele, are un zoom al hărții, dar are coordonatele care înscriu în dreptunghi țara. Deci asta este latitudinea nord-vestică, deci latitudinea maximă. Ok, asta e precizia, dar hai să ne ducem un pic mai sus, să zicem, ca să scriem mai puțin. Deci ne ducem și în Ucraina, asta e situația. Asta este longitudinea minimă din nord-vest, da? Și putem să zicem, hai să zicem 19, mergem și în Ungaria, dar cu siguranță acoperim regiunea țării. Asta e latitudinea minimă, este cea din sud și putem să zicem 42 fără să greșim. You know what, hai să fie chiar 40 să începem în Sofia, să fie mai... Sau hai 42 dacă tot era. Sau, nu știu, n-am văzut coordonatele, cred că putem să ne punem 40 cu siguranță. Și asta este... longitudinea maximă, o să zic 31. Deci am rotunjit destul de mult cifrele astea, în așa fel încât să scriu mai puțin aici. Și, evident, voi avea de căutat numele respectiv. Da? Și deci dacă o să folosesc URL-ul ăsta și o să pun un nume așa, văd că mi-ntoarce o apariție pentru numele respectiv. Deci ăsta va fi URL-ul de la care vom descărca. Dar ce vreau să subliniez este că ce ne întoarce este un JSON. Hai să vedem cum arată acest JSON ca structură. O să-l caut tot pe Popescu pentru că avem șanse să găsim mai multe chestii. Și să afișez și eu într-un viewer JSON, ca de exemplu unul online, găsim la această adresă. Deci am un viewer JSON aici. Deci ce observăm este că, bun, o să trebuiască să descărcăm textul de la adresa aceea, dar ca să putem să totalizăm aparițiile, va trebui să deserializăm acel obiect și să parcurgem câmpurile de aici, pentru că ne dă pentru fiecare locație count-ul, câte apariții sunt în fiecare punct. Deci dacă îl caut pe Popescu pe hartă, o să găsesc aparițiile astea și evident el își afișează cu fond mai mare
locațiile unde sunt mai frecvent. Dar eu vreau să adun toate astea și să spun câte apariții sunt. Așadar, trebuie să ne deserializăm ca JSON ce vine de la adresa asta. Ca să deserializez ca JSON, o să-mi fac și eu o metodă, fie ea getObjectFromURL. Primește adresa și va întoarce un obiect JSON. Ca să invoc URL-ul respectiv, am funcția fetch. Fetch primește, printre altele, URL-ul, eventual și alte opțiuni, să setez header, să specific tipul de request, pentru că implicit face get. Dar pentru noi este ok să facă get. Însă problema este că ori de câte ori accesăm resurse în JavaScript, apelul este asincron. Adică nu o să fac fetch și să preiau rezultatul, ci va trebui să înregistrez o funcție callback care să fie notificată când e disponibil rezultatul. Aceste apeluri, de fapt, fetch creează un promis. Promisul din JavaScript este un mecanism prin care execut un cod și îi dau două funcții callback, una pe care să o execute când s-a terminat cu succes și va fi apelată cu rezultatul, eventual cealaltă când apare eroare. Deci eu aș putea să fac ceva de genul următor. Promisul are o metodă then prin care pot să înregistrez funcția care să trateze răspunsul. Aici îi dau o metodă, callback, pe care fetch-o va apela când termină de obținut răspuns. Ce va trimite acestui, ce trimite este răspunsul HTTP obținut de la invocare. Bun, ce vreau să fac eu cu răspunsul? Vreau să mă apuc și să citesc textul din corpul răspunsului. Pentru asta răspunsul are o metodă text. Metoda text declanșează citirea body-ului, dar nu întoarce body-ul. Deci nu e un apel sincron. În momentul în care zic response text, nu primesc aici conținutul textului, ci începe să citească. La fel, creează un promis și când se termină rezultatul, mă notifică apelând o funcție pe care o dau eu. Deci ce ar trebui să fac aici? Ar trebui să, în apelul ăsta, mai departe, ar trebui să-i zic și ăstuia then și să-i înregistrez o funcție care primește textul și eventual loghează acest text. Loghează textul, vreau să scriu log. O să-l consumăm și altfel, nu doar să logăm. Dar observați ce se întâmplă în momentul în care consum asincron resurse, am callback-uri în callback-uri. Deci, practic, am declanșat un apel asincron, înregistrez o funcție să fie notificată când vine răspunsul. Întâmplător funcția asta și ea apelează ceva asincron mai departe și înregistrează o funcție care să fie tratată când vine răspunsul ei. Deci, această imbricare, care se cheamă Pyramid of Doom, este un mod prin care pur și simplu suntem terminați. Programul nostru se ramifică incontrolabil, habar n-avem unde suntem, e un callback care apelează al callback, care se poate duce în adâncime, dacă și ăsta ar mai face ceva asincron, foarte mult. Cu promisuri, lucrul ăsta se poate realiza secvențializa un pic, putem realiza o agregare, putem secvențializa. Uitați de ce. Ce întoarce den-ul ăsta este ce întoarce metoda mea. Dacă eu din metoda mea întorc response text și scriu ceva de genul ăsta, ăsta e un promis la care mai departe pot să subscriu cu den. Și deci, de unde inițial aveam o imbricare callback care are în el callback și așa mai departe, acum pot să simplific un pic lucrurile și să zic în felul următor. Execută fetch, așteaptă să îți vină răspunsul HTTP, iar când îți vine răspunsul HTTP, declanșează citirea body-ului și când îți vine body-ul în final, execută chestia aia. Bun, asta este o primă simplificare a lucrurilor, ca să nu mai avem callback în callback, ci să se aștepte unele pe altele și în final, când s-au colectat toate chestiile, să consumăm chestiile respective. Dar asta înseamnă că fiecare callback de aici întoarce un acces asincron, întoarce un promis, ca să putem aștepta cu den pe el. Problema este că în continuare metoda mea nu poate întoarce sincron. Să ne imaginăm că vrem să afișăm textul, da? Și să spunem că ne creăm o variabilă result, care este inițial empty, și că aici când vine textul, setăm result-ul ca fiind text.
Și am vrea să întoarcem sincron result. Nu? Deci am vrea să apelăm metoda și să afișăm ce întoarce metoda. Și eventual aș putea să mă duc aici și să execut afișare în log cu get object from URL și să-i dăm acest URL, nu știu, să caute pe Popescu. Dar uite, ca să fie mai simplu și să nu ne complicăm prea mult, o să definesc o constantă URL, o să pun valoarea acolo și deocamdată puteți să urmăriți că scriem împreună ce e descris. Dar acum încerc să explic o chestie. Deci fac get object from URL și invoc chestia asta. Și mă aștept ca metoda să-mi întoarcă result-ul pe care să-l afișez. Metoda face fetch, așteaptă să vină răspunsul. Când vine răspunsul, începe să citească textul. Când vine textul, pune result. Dacă rulez chestia asta de la run, îi dau debugging și aleg Node.js, că execut pe server, observ că nu mi-afișează nimic și se termină. Poate încerc să insist și zic, uite, hai să vedem result-ul, cât a fost. Da? Și îl concatenez cu ăsta. Afișez și observ că scrie result, două puncte și nimic. Pentru că metoda s-a executat, a setat result-ul pe ăsta, a declanșat apelul asincron, dar n-a așteptat să se termine apelul asincron și a întors result-ul ca fiind ceea ce aveam setat aici. Evident, apelul a continuat și la un moment dat se va seta result-ul ca fiind ăsta, dar deja mie mi s-a întors valoarea și am consumat-o. Deci, în continuare, în momentul în care lucrez cu apeluri asincrone, cu promisuri, nu mai pot să întorc sincron. Nu mai merge varianta în care metoda mea, dacă n-așteaptă după chestia asta, nu pot să întorc așa. Pot, în schimb, să fac altceva. Pot să-i dau aici un callback. Și atunci când este produs rezultatul, să notific apelând callback cu acest rezultat. Ok? Deci încă pot să fac așa. Caz în care nu o să mai funcționeze la modul ăsta, ci va trebui să-i dau aici o funcție care să folosească rezultatul. Și, mă rog, să afișeze rezultatul. Și dacă fac așa și rulez, în momentul ăla, ok, observați că am o paranteză în plus aici, callback de result. Așa. Observați că acum îmi zice că result is not defined pentru că l-am botezat result aici. Textul vreau să-i trimit, mă scuzați. Deci result-ul nu mai este doar textul ăla. Și într-un final observ că îmi întoarce răspunsul invocării la distanță. Da? Este textul body-ului, de-l vedeam în browser aici. Deci, ce vreau să zic până acum, pentru că vom rescrie codul și doar vă explicam, este așa. Promisurile sunt modalitatea prin care gestionăm apelurile asincrone. Adică, funcțiile care accesează resurse, care nu pot produce răspunsul în momentul ăla, ne întorc un obiect la care putem subscrie să fim notificați când se produce răspunsul. Bun. Dacă avem mai multe lucruri de colectat, cum ar fi în cazul ăsta că obținem un răspuns, dar și ăsta trebuie să-i citim body-ul, putem să declanșăm în continuare un apel asincron și să așteptăm cu un den pentru rezolvarea lui. Și se va face call-ul, când vine răspunsul HTTP va executa acest callback, care la rândul lui declanșează citirea body-ului și când vine body-ul ajungem aici. Dar observați că nu mai putem întoarce sincron. Nu pot să mai zic return din funcția asta, ci trebuie să primesc ca parametru o funcție pe care să o apelez când este disponibil rezultatul. Această abordare cumva este, chiar dacă promisul ne ajută să așteptăm în secvență, totuși complică lucrurile pentru că de acum codul nostru nu va mai putea fi întors sincron și va trebui să ne imbricăm cumva, să-l scriem de așa manieră încât să ne sincronizăm etapele de așteptare asincronă. Pentru a simplifica lucrurile, începând cu versiunea 6 de limbaj, au fost introduse cuvintele cheie await și async. Și ideea este în felul următor. Eu, practic, vreau să fac apelul ăsta, care e asincron, dar aș vrea să aștept să mă notifice când termină.
Pentru asta apelez cu await și definesc o variabilă sau constantă în care să preiau ce mi-ar notifica când termină de executat. Pentru că metoda mea face await, trebuie declarată ca funcție asincronă. Mecanismul există și în C# la fel. Deci, în loc să aștept și să înregistrez un callback, îi spun blochează programul la momentul ăsta, execută, așteaptă să se termine execuția și preia ceea ce mi-ai notificat în callback. Nu mai am nevoie de callback cu acesta, dar încă n-am terminat ce făceam. Nu? Pentru că eu nu vreau să obțin răspunsul, ci body-ul răspunsului. Așadar, pot să execut response text. Și asta este o metodă asincronă, îi spun await, și definesc ceva în care să preiau rezultatul când se termină. Deci, await va bloca și va aștepta programul în punctul ăsta până e disponibil răspunsul sau eroarea, după caz. Dar ca să pot să fac await, trebuie să declar funcția în care sunt asincron. În acest moment, eu pot să întorc sincron, pentru că am așteptat să se termine textul și pot să-l întorc. Și ce aș face este să execut funcția asta, doar că funcția mea este asincronă. Eu ce vreau este funcția mea întoarce răspunsul ăsta și aș vrea să definesc ceva de genul const result egal și să-i zic await de asta. Await-ul nu poate fi declarat decât într-un bloc asincron. Ca să pot să fac asta, fie declar o funcție anonimă, fie declar o funcție cu nume, cum ar fi main, okay, în care fac apelul asincron, pe care o declar asincron. Și, evident, o voi apela asincron aici. Deci funcția mea nu se termină, dar declanșează așteptarea respectivă. Probabil că o să vreau să fac log acestui result într-un final. Acesta este un apel sincron, va aștepta să se termine, va primi rezultatul și îl va afișa, dar acesta este un apel asincron care, la un moment dat, care e declanșat, dar se blochează aici. Okay? Și în momentul în care rulez chestia asta, observ că așteaptă și după așteptare se termină. Dacă aș loga ceva după ce apelez main-ul, observați că întâi îmi afișează ce am afișat după main, după care vine ce se întâmplă în main. Acesta este un apel asincron. Adică funcția mea în realitate întoarce tot un promis, blochează pe un thread paralel, blochează execuția până se termină ce așteaptă ea în interior, dar programul principal va continua. Deci thread-ul acela este blocat, dar programul principal continuă. Și din cauza asta vedeți că main-ul se execută, nu termină de executat main-ul, continuă cu următoarea instrucțiune, acesta este apel asincron, n-a așteptat să se termine main-ul, dar la un moment dat, în timp ce se execută main-ul, ajunge să facă și rezolvarea și să afișeze. Deci, ori de câte ori o să vrem să accesăm resurse, va trebui să înregistrăm fie un callback să fim notificați când vine răspunsul, fie să facem await. Dar dacă facem await, codul nostru devine asincron și nu se mai execută așteptând să se termine. Am lansat apelul lui main care e async, main-ul a continuat pe un thread paralel să ruleze, dar programul a executat imediat ce vine după main. Bun. Acum, vreau să facem o funcție care nu doar că citește de la URL-ul respectiv, dar și deserializează un JSON. Ca să putem să accesăm... Vă rog. Puteți să ne dați URL-ul pe chat, vă rog? Vă referiți la acesta mare, da? Da. Ok. L-am dat la un moment dat, ați intrat probabil după, mai dau o dată. Nu-l dădusem deloc, îmi cer scuze. Ba, da, era pe aici. Anyway. Ok. Acum l-am dat. Bine, aveți dreptate, uitați-mi complet. Am mai avut aceeași treabă și de dimineață de două ori și am avut impresia că vi l-am dat. Îmi cer scuze. Corect. Deci, unde ultimul argument e numele. Mersi că mi-a zis. Ok.
Și vrem să vedem cum arată, cred că în chat vă dădusem doar viewer-ul, da. Vrem să vedem cum arată răspunsul ca să-l parcurgem. Cert este că e un JSON. Îl deserializăm. Hai să facem metoda să deserializeze. Deocamdată am făcut-o să citească, să întoarcă un text. Ca să deserializăm un JSON, avem obiectul JSON care are metoda parse. Atâta trebuie să-i facem și va crea un obiect în memorie cu definiția câmpurilor de acord. Deci, practic, funcția noastră face ce zice și anume întoarce un obiect de la URL-ul respectiv, presupunând că obiectul este totdeauna un JSON. Bun. Acum, îl deserializăm și facem chestia asta pentru că am vrea să numărăm de câte ori apare numele respectiv în secvența de acord. Așadar, o să scriu și eu o funcție care să o apeleze pe asta și să întoarcă, să zicem, count name. Primește ca argument numele și apelează funcția și agregă ce vine de acord. Uite, să spunem că obține o constantă, fie ea object, un nume, apelează get object from URL. URL-ul nu o să mai fie chiar ăsta și o să-l pun aici. O să vreau să parametrizez cu numele în el, deci nu mai folosesc constanta. Îi dau URL-ul ăsta aici, îl pun între prim, ca să pot să fac interpolare în string, iar aici îi folosesc parametrul nume. Și cu tot apelul arată cum îl găsiți acum în chat. Deci am făcut apelul getObject from URL, care funcția getObject este aceasta. Ok. Și avem nevoie de require la Node.js. V-am trimis ca Steven în ordine inversă. Ok. Deci invoc, îi dau ca parametru în URL numele respectiv și voi obține un obiect. Acum, dacă mă uit ce conține obiectul respectiv, și anume am descărcat și vizualizez structura, observ că are un câmp care se numește ANI. Nu știu de la ce vine, de ce și-a botezat așa, ce înseamnă, putem doar să presupunem, dar contează mai puțin. E ofuscat, habar n-am ce înseamnă. În schimb, câmpurile lui din interior știm ce înseamnă. Și observați că această proprietate este un array. Deci eu aș vrea ca să iterez pe proprietatea asta și să însumez din interiorul fiecărui item de aici count-ul. Așadar, pot să execut un reduce pe acest array. Funcția reduce va reduce array-ul la un scalar. Funcția reduce primește două argumente. Un callback cu care să viziteze array-ul și care va avea ca prim parametru rezultatul parțial. Al doilea este itemul curent și asta e funcția cu care vizitează array-ul și o stare inițială. Deci, eu practic zic ceva de genul următor. Ca să reduc array-ul la suma counturilor din interior, plec de la 0 și apelez pentru fiecare item această funcție. Prima dată o apelez cu starea inițială în loc de count, adică 0, și itemul, primul item, ce întoarce funcția asta, pun ca rezultat agregat și voi apela pentru următorul element cu rezultatul de până acum și elementul ăla. Deci funcția mea întotdeauna va trebui să întoarcă rezultatul agregat, în cazul meu count. Dar la count trebuie să mai adune ceva, nu? Ca să adune itemul curent, itemul curent are o proprietate care se numește count. Itemul curent este de fapt un dăsta de aici, care are count. Deci parcurg fiecare element din această proprietate și reduc array-ul plecând de la suma 0 și vizitând fiecare element cu acest callback, care va aduna la sumă cât este în itemul curent și va întoarce suma de până atunci. Deci asta practic ce face? Îmi va reduce array-ul la un număr, suma proprietăților count din itemii lui. Ăsta e numărul pe care vreau să-l întorc din metoda mea. Dar când am făcut getObject from URL, ăsta e un apel asincron. Ca să aștept să vină rezultatul, trebuie să fac await. Dacă am făcut await, metoda mea este o metodă asincron. Deci,
în această situație vom aștepta să descărcăm și să deserializăm JSON de la adresa respectivă răspunsul. Vom parcurge modelul de la am primit ca răspuns și vom vizita itemii de acolo totalizând count. Iar în final vom întoarce acest count. Care count va fi ce întoarce agregarea pentru ultimul element și numărul ăla va fi întors asincron de funcția noastră. Bun. O să vreau să afișez deocamdată, așa încât, haideți să facem o funcție din nou. Asta nu e nevoie să mai scriesc, o să o șterg, doar vreau să testez. Fac o funcție asincronă care o să îmi întoarcă o constantă count și să spunem că execut count name de același celebru Popescu. Funcția este asincronă, voi face await pentru a primi, aștepta rezultatul și voi loga cât este count în momentul ăsta. Evident, va trebui să declanșez apelul metodei ca să se execute. Rulez chestia respectivă, se execută și văd că sunt 19.141 de popești în România, conform cu baza de date pe care o știe. Probabil că sunt mai mulți, habar n-am, dar oricum e frecvența cea mai mare. Așa cum la maghiari, Nog este cel mai răspândit nume de familie, cred că în România este Popescu. Bun. Revenind. Ce am vrea să facem acum? Deci, am văzut că putem consuma resurse, am văzut că pentru asta e nevoie să implementăm mecanismul asincron de acces la ele. Ne interesează să facem o aplicație care să pornească un server web și serverul respectiv să să expună o rută care să ne calculeze numărul ăsta pentru un parametru dat în URL și să o consumăm dintr-o machetă HTML simplă în care să userul să poată să scrie un nume, să dea enter într-un input, să caute pe server și să-i afișeze rezultatul. Bun. Pentru asta o să avem un modul separat. E bine să structurăm lucrurile. Deci scriptul ăsta nostru care are funcția aș vrea să rămână separat. Și înainte de a vă da script așa cum e să-l folosim, să nu transformăm seminarul doar în tastare. Ideea e că Node.js structurează scripturile în module, iar modulul nu este vizibil automat tot ce declarăm în acest script. Încapsularea în module se realizează în felul următor. Tot ce declarăm aici este privat. Cineva care folosește modulul ăsta al nostru nu vede absolut nimic. Dacă vrem să expunem ceva, trebuie să expunem prin intermediul obiectului module exports. Ok, există și o sintaxă de export ECMAScript 6 și de acolo înainte, dar nu discut de ea deocamdată. Modulul ar putea expune un obiect cu proprietăți sau pur și simplu o singură funcție. Ori eu n-am nevoie decât de funcția countName. Deci am definit modulul acesta care exportă funcția countName și cine include modulul cu require, îl importă, va avea acces la ce exportăm noi și va putea apela doar countName. Nu se poate apela, spre exemplu, getObjectFromURL, care e o funcție suportă astea. Acum pot să vă dau script așa cum este în momentul ăsta, da? Și puteți să vă adăugați în proiect ca să nu mai trebuiască doar să tastați ce am făcut până acum. Și haideți să ne facem serverul web care expune o rută care apelează acest count name. Ok. Deci până acum avem un package JSON și acest name. Totuși vom mai avea nevoie de niște dependențe. Și haideți să ne adăugăm un package JSON. Avem nevoie să pornim un server web, vom folosi HTTP. Versiunea de HTTP ne scrie mediu. O să avem nevoie să folosim Express, care e un router peste HTTP, și iarăși ne descoperă ultima versiune. Și o să vreau să mai folosesc și sistemul de fișiere pentru a concatena niște căi, și aceasta este ultima versiune pentru componenta asta.
salvez Node package.json cum este acum, dar trebuie să îmi aduc și noile module pe care le-am trecut ca dependențe. Mă uit în terminalul de aici și rulez din nou npm install. Node package manager install. Deci având package.json-ul cu asta, adaug dependențele. Haideți să vă dau și package.json-ul așa cum l-am scris. Scuze. Right. Deci, asta este ce punem în package.json. De fapt, aș mai face o chestie și o să vă-l modific un pic. Noi o să vrem să rulăm ca punct de intrare un script principal care să pornească serverul. Așadar, haideți să adăugăm în proiect un fișier server.js. Ăsta va fi main-ul nostru. Și în package.json să declar un script care să ruleze acest main. Am o secvență scripts și uite, pot să-i zic, când o să dau comanda server, de fapt rulează Node.js care să execute server.js. E un alias. Aș putea avea o comandă complexă cu argumente pe aici, ca să nu trebuiască să o tastez de fiecare dată în terminal, pot să-i dau un alias și pot să o pornesc dacă îi dau comanda Node Package Manager, run și cum am numit aici aliasul. Și în felul ăsta pornește și rulează serverul, a executat ce i-am dat aici ca argument, vedeți că și scrie, și evident că s-a terminat că nu face nimic scriptul deocamdată. Și cred că acesta este forma finală a lui package.json și îmi cer scuze că vă tot spamez cu el. Acum l-am trimis așa cum îl vom avea până la final. Deci și cu intrarea scripts. Ok. Haideți să ne concentrăm pe server.json, pe care l-am mai făcut data trecută, dar explic și, mă rog, le mai facem o dată, chit că pierdem un pic de timp, cred că nu strică să mai explicăm ce facem de fapt. Ăsta vreau să pornească un server HTTP. Pentru a folosi modulul HTTP, am nevoie să îl import cu require. Require la modulul HTTP. Acum, modulul ăsta exportă niște lucruri. Cum și noi aici am făcut module export egal ceva și ăsta face același lucru. Nu exportă o singură funcție, ci un obiect cu proprietăți. Eu din funcțiile întoarse de ăsta n-am nevoie de toate. Și pot să-i pun între acolade ce proprietate vreau să preiau. Proprietatea pe care vreau să o preiau se numește create server. Deci modulul exportă printre altele o funcție numită create server și dacă aș fi scris fără acolade, create server ar fi fost egal cu tot obiectul exportat de ăsta, dar dacă scriu între acolade face destructurare și îmi pune în proprietatea create server proprietatea obiectului întors de require numită tot create server. Deci practic ăla expune un create server care e funcția respectivă, pe aia o preiau și eu într-o constantă numită așa. Bun, am nevoie să declar un router peste serverul meu și pentru asta folosesc componenta Express. Express întoarce mai mult decât o funcție și n-am destructurat. O să am nevoie să concatenez căi în sistemul de fișiere și îmi declar și eu o constantă care să fie încărcată cu funcția exportată de modulul PET. Modulul PET exportă mai multe, dar eu nu vreau decât funcția join de acolo. Am nevoie și de modulul meu pe care l-am scris. Pot să-l import și pe ăsta. Și uite, hai să îl import în constant account name. Doar că modulele scrise de noi trebuie referite relativ la directorul curent. Toate celelalte module sunt referite relativ la folderul Node Modules al aplicației noastre, unde au fost descărcate. Dacă vreți, e ca includul din C. Dacă scriu cu ghilimele, îl caut în directorul curent și dacă scriu cu paranteze unghiulare, îl caut în calea predefinită de include. Deci, astea le caută în Node Modules, dar pe ăsta îl caută în directorul curent. Trebuie să-l numesc fără extensia JS și va pune, când încarcă, va căuta un name.js. Dacă nu are extensia JS, o să fie o problemă că el va căuta name.js. Deci, asta mie îmi includ ce am nevoie. Ok? Vreau să creez o aplicație
fie application, apelând Express, Express este un router. Mă ajută să răspund mai ușor la cerere HTTP. Când voi crea serverul web, îl voi crea pe baza acestui router. Și el va ști să facă lucruri pentru mine. Uite, ca de exemplu, ca să creez serverul web, o să definez și eu o constantă, o să apelez create server, funcția moștenită importată din HTTP, iar ca și callback îi dau acest obiect creat de Express. El va primi request-ul și response-ul și va construi response-ul pentru request. Cu alte cuvinte, va deservi serverul HTTP. Bun, am creat serverul, am nevoie să pornesc pe un port și aș putea să mă uit la environment să caut portul pe care îl setează din afară sau pot, dacă nu-mi dă această proprietate, să hardcodez eu o valoare. Voi porni ascultarea serverului cu server listen, trebuie să-i spun pe ce port și pot să-i dau un callback să fie notificat când rulează, ca de exemplu să afișeze un mesaj în consol. Cum ar fi, nu știu, server is running on port, un port, să scriu portul. Și pentru asta fac interpolare și scriu constant aici. Ok? Mai fac o chestie și vă dau codul așa de la care plecăm. Aș vrea să livrez resurse statice cu serverul meu ca să pot să pun HTML-ul și ce mai îmi trebuie acolo. O să reorganizez într-un subfolder din proiectul meu. Creez un subfolder. Eu îi voi spune web. Pot să-i zic client, public, habar n-am. E o chestie unde e partea de client. Ok? Și Express-ul știe să întoarcă, să ruteze resurse statice dacă îi spun să folosească un modul, care modul se găsește în Express și se numește static. Și trebuie să-i spun din ce folder să livreze resursele. Eu o să vreau să fac, să apelez join, metoda asta moștenită, importată din PET. Directorul de unde pornește aplicația nou se cheamă dir name și în continuare caut în ăsta un web. Aș putea să scriu direct web așa sau canonicu.slash, e tot acolo. Bun. Deci asta este ceea ce fac până în acest moment și haideți să vă dau fișierul așa cum e ca să putem să ne concentrăm pe implementarea dincolo de boilerplate code-ul ăsta. Deci, ăsta îmi pornește un server web, iar Express-ul mă ajută să înregistrez mai ușor rute pe serverul ăsta. Ca de exemplu să-mi livreze singur fișiere pe disk, pentru că altfel ar trebui să încerc eu să văd ce cale vrea userul, unde se mapează într-un subfolder rădăcină, ce resursă e și așa mai departe. Nu e nevoie să fac eu toată treaba asta, facem Express-ul înregistrându-i modulul static. Bun, tot Express-ul mai știe să facă o treabă. Știe să înregistreze rute. Și aici m-aș concentra pe ce vreau să facem împreună și să vedem. Această aplicație Express știe să răspundă la call-uri. Uite, ca de exemplu, dacă îi zic, rutele se înregistrează conform verbelor HTTP. Dacă fac o cerere GET sau dacă primesc o cerere POST sau un DELETE sau un PUT sau un PATCH. Deci are metode pentru cererile HTTP, pentru tipul de verb HTTP. Eu vreau să înregistrez o rută de tip GET. Dacă primesc un apel pe contextul names, aș vrea, dacă fac un call în browser sau, mă rog, apelez un URL care conține contextul names și slash un nume. Aș vrea, cu alte cuvinte, un parametru în cale. Express-ul înregistrează parametrii în cale cu două puncte în față. E o convenție. Deci dacă am două puncte în față, înseamnă că ce vine după două puncte va fi un nume de variabilă și pot accesa acest segment printr-o variabilă. Pot, cu alte cuvinte, să preiau ceva din URL, URL-ul request-ului, ca să-l folosesc mai departe. Când înregistrez un handler la cerere de tip GET pe un URL de forma asta, trebuie să-i dau și un callback care construiește răspunsul. Acesta primește request-ul HTTP și responsul. Și treaba lui este să construiască răspunsul. Deci în acest moment ne-am înregistrat o rută, ca dacă facem un GET pe URL-ul serverului nostru cu contextul ăsta, și aici e ceva pentru nume, să se execute metoda asta. Metoda asta, practic, ce ar trebui să facă? Păi ar trebui să apeleze count name, nu? Că asta vrem să facem, să căutăm frecvența de apariție a numelui.
Cum accesăm parametrul acela din URL? Prin intermediul lui request. Request. Are o proprietate care se numește params și în ea va pune cheile de le-am dat noi aici. În cazul nostru name. Deci cu request params name preluăm ce ne-a scris userul în URL aici. Am putea și în query string, nu doar prin aia, dar na, e o cale până la urmă în care vrem să accesăm informația. Metoda aceasta este asincronă. Ca să obțin rezultatul, trebuie să execută wait. Dar dacă execută wait, funcția asta trebuie să fie asincronă. Și un lambda expression poate fi declarat asincron și o funcție anonimă poate fi declarată asincron, punându-i async în față. Sunt obligat, din cauza că fac await, să declar că întoarce un promis, că e async. Bun, și hai să definim o constantă, fie account, care să preia și întoarce funcția asta. Eu vreau să pun în body, cu response send, vreau să pun acest count. Doar că dacă fac așa, o să aveți surpriza că nu merge. Sau nu întotdeauna. De fapt, nu face ce vreau. De ce? Responsul poate să trimită atât body, cât și status code. Dacă eu îi trimit un număr aici, API-ul înțelege că eu vreau să setez un status code HTTP. Cum ar fi vreau să-i dau 200 sau vreau să-i dau 404, sau, adică OK sau not found sau altele. Ori eu nu asta vreau să fac. Deci vreau ca numărul ăla să-mi interpreteze nu ca și status code, ci ca și body. Pentru asta o să forțez să-mi interpreteze ca string, concatenând cu un string. Și în acest moment, mă rog, el zice că pot să fac și altfel, convert a template to string, da, sau așa dacă doriți, da, cum vrea el. El aici vrea să facă interpolare și output la chestia aia. E mai elegant așa, dar până la urmă tot un string vreau să obțin din ea. Deci, până la urmă, ca să nu interpreteze ca status code, îl fac din număr string. Și în acest moment, metoda mea va întoarce numărul acela în body. Nu vreau să serializez un obiect complex, că nu e cazul. Haideți să pornesc serverul. Aș putea să rulez de aici cu debug sau îi dau debugging. Aș putea să mă duc în package.json și să pornesc debuggerul de aici. Aș putea să-i dau aceeași comandă în consolă. A, ce variante vrem? Hai să pornim debuggerul de aici, din script package.json. Bun. A pornit serverul. Zice că serverul rulează pe portul ăsta. Și în acest moment pot să mă duc și să încarc în browser adresa localhost 8080. Este aici, ascultă serverul meu. Am înregistrat contextul names și Popescu. Și observați că îmi răspunde, haideți să vă dau cum arată serverul la momentul ăsta în chat, dacă este să nu ne mai pierdem vremea cu editarea, că înțelegerea era de fapt scopul. Deci observați că am înregistrat o rută care să răspundă la URL-ul ăsta printr-o cerere GET. Asta face de fapt acest application GET. Și când ne vine un apel pe contextul ăsta, se va executa funcția noastră. Funcția noastră preia din URL segmentul ăsta prin parametru numit, așa, execută funcția pe care am făcut-o să caute cât de frecvent e numele respectiv, obține count-ul și ne-l pune în body. Și asta vedem aici. Vedem că Popescu e atât de frecvent. Dacă aș căuta, spre exemplu, numele meu de familie, Nimedi, aș vedea că e mult mai puțin frecvent și așa mai departe. Da, nu știu, Popa probabil că și ăsta are o frecvență, iată, chiar mai mare decât Popescu. Mă scuzați, am greșit. Popa era cel mai frecvent, nu Popescu. Care, mă rog, tot desinența de la Popa e. Ok. Că de-aia zice Bordeneaul, crede și nu cerceta. Revenind. Deci, avem un endpoint care ne întoarce numărul de apariție al numelui pe teritoriul României. Nu o să mai modificăm serverul, ăsta e, dar vrem să scriem o aplicație client care să afișeze chestia aia. Deci, să consume ruta, să facă call către ruta asta. În momentul de față, ruta e cât se poate de simplă, ne oferă informația, am vrea să o afișăm dintr-o aplicație client. Bun. Pentru asta vreau să fac o machetă HTML simplă, cu care să tastez un nume, să dau Enter și să caut
apelând ruta și afișând în pagina aia frecvența de apariție. Mă rog, asta văd în browser, dar să văd cum consum din client această rută. Așadar, am zis că livrăm resurse statice din folderul web și mă duc și eu aici în folderul web și creez un fișier index.html. Fișierul meu va fi macheta simplificată, ce am acolo. O să am nevoie să execut cod JavaScript și din client, pentru că ce e aici, name-ul și serverul, se execută de Node.js pe server. A pornit server web, expune chestii. Pot să scriu codul HTML în, pardon, JavaScript în HTML, dar o să vreau să-l separ cumva și mai adaug un fișier, fie el index.js. Da, cumva e un controller de pagină separat de pagina mea și le-am botezat așa ca să știu că sunt complementari. E un fel de code behind, dacă vreți. Ok. Să ne scriem HTML-ul împreună, că e foarte simplu ce vrem să facem. Documentul HTML va avea o secțiune de head, care nu se afișează. Uite, putem să-i punem și noi un title, cum ar fi search name. Și, de regulă, în script, în head, includem și resursele. Și se descurcă să vadă că poate include chiar index.js, că există. Bun, deci documentul meu va avea code behind-ul declarat aici și în body aș vrea să am ce se afișează, să am cu ce afișa. Uite, o să fac un paragraf, nu stilizez deloc pagina, e o machetă cât se poate de simplă, scopul este tehnologia, nu formatarea deocamdată. Aici scriu un text name și aș vrea un câmp cu care să pot să introduc valoarea respectivă. Pentru asta în formulare există inputuri. Inputurile au o proprietate type și iată câte tipuri de inputuri avem. Sunt o grămadă și de la HTML5 încoace chiar și mai multe. Problema e că nu ne interesează acum subiectul ăsta, o să-l discutăm la HTML mai în detaliu. Noi ne trebuie un input de tip text, dar valoarea aceasta este implicită. Nu e nevoie să-i zic type text, că e type text. Altceva aș vrea să fac eu. Aș vrea să, în primul rând, funcționalitatea acestui input este următoarea. Userul tastează ceva, dă enter, n-are sens să trebuiască să avem și un buton, să dăm click pe el. Până la urmă, simplu, mai simplu e mai bine, tastăm, dăm enter. Ca să ne dăm seama că am dat enter, trebuie să subscriem la un eveniment. Și este legat de taste. Acum, ca și în Windows Forms de la făcut în C#, când apăs o tastă pe acel control, se va executa, se va face fire la evenimentul keypress. Cât timp țin tasta apăsată, se face key down și când am ridicat tasta, se face key up. HTML-ul este case insensitive. Dacă ne place, putem să scriem camel case așa ca să vedem mai clar că evenimentul are mai multe cuvinte, e un key up. Un key up, putem să apelăm o funcție, fie account name, care e cu totul altceva decât account name-ul de pe server. Funcția aceasta va primi ca argument ceva legat de evenimentul nostru. Și acel ceva se numește event. În contextul unui tag, o să discutăm mai multe la HTML, dar în esență, când scriu un handler de eveniment, proprietatea event se referă la argumentul evenimentului de key up. Și eu am nevoie de acest event, printre altele, pentru că vreau să știu ce tastă s-a ridicat. A tastat ceva, dacă când ridică enter-ul, vreau să trimit. Altfel nu. Vreau să declanșez apel. Și deci am numit chestia asta, am dat argumentul event funcției mele. Această funcție nu există, o vom scrie în index. Mai am o zonă de afișare, încă un paragraf sub ăsta, unde vreau să văd rezultatele. Și hai să ne punem și noi un divider. De data asta îi voi da un ID, pentru că vreau să pot să refer din script și să zicem că spunem output. Deci această machetă HTML ne va permite nouă să reacționăm la tastarea în ea și să afișăm în zona asta. Bun, ca să avem ce am făcut până acum, că nu vom mai modifica HTML-ul, să vă dau și acest HTML. Deocamdată HTML-ul, că index.js-ul nu l-am făcut. N-am făcut nimic în el. Da, deci acesta este HTML-ul cel mai simplu posibil, cu o zonă din care să preluăm date și în care să afișăm.
Ok. Acum ce vrem să facem este funcția account name, dar din index.js, din client. Acest index HTML și index.js se vor descărca de către browser, se vor executa de browser pe mașina clientului și vor face apeluri către ruta de pe server înregistrată de noi în server. Și acum index.js. Avem nevoie de o funcție și anume count name. Ea primește un argument legat de evenimentul tagului respectiv și anume ăsta. Bun. Funcția asta va declanșa ceva doar dacă eventul, doar dacă s-a ridicat tasta enter. Pentru asta, eventul are o proprietate care se numește key code. Totul este key sensitive aici. Deci în HTML nu era, dar aici e. Se cheamă așa. Mă uit și eu dacă este codul enter-ului și anume 13. Deci dacă userul a apăsat tasta 13, aș putea să mă uit și dacă conține ceva, dacă a scris ceva diferit de spații, dar nu mai fac validarea acum. Bun. Dacă a apăsat 13, vreau să fac un call către server. Vreau să invoc ruta cu ce a scris userul acolo, să văd câte apariții sunt. Deci, practic, eu sunt cu pagina încărcată în browser și vreau, din JavaScript-ul client, să fac call HTTP. Asta se poate face cu tehnologia numită AJAX. Există, deci, un plugin în browser numit XML HTTP Request, cu care pot face call-uri HTTP din browser. Și uite, asta o să fac aici. O să definez și o constantă fie a request, instanțiez un XML HTTP request. Acest request este cel care va accesa endpoint-ul de pe server. Request-ul meu îi voi apela o metodă care se numește open pentru a spune ce fel de call să fie. Vreau să fac o cerere get și pe ce URL vreau să facă cererea. Păi pe URL-ul names și ok, aici vreau să fac interpolare, deci vreau să pun names și îmi trebuie numele pe care să facă call. Hai să ne luăm și noi numele. Adică ce a scris userul în control. Eventul are o proprietate care se numește target. Targetul se referă la tagul care a generat evenimentul. Și asta, pentru că este un input, are un value. Deci event target e inputul și value e ce a scris userul acolo. Iar atunci când fac call-ul, îi spun că vreau să facă un call către contextul ăsta, incluzând numele dat de user în URL. Bun. Trimit request-ul apelând send, dar trebuie să, și acesta este un apel asincron. Face o cerere HTTP la acel URL de tip get, cererea, și când vin datele, va notifica funcția pe care o pun eu în request-ul meu și se numește onload. Onload. Deci, subscriu la onload cu o funcție anonim. Bun, cum am acces la ce se găsește în body, la textul propriu-zis? În cazul meu, la count-ul de acolo, uite, pot să definez o constantă fie account. Prin intermediul lui this, mă refer la instanța curentă de request. Și ăsta are o chestie care se numește response text. Ăsta e ce se găsește în body. E chiar count în cazul meu, pe care vreau să-l afișez. Bun, ca să afișez, trebuie să accesez tagul cu ID-ul output din documentul meu. Pentru a accesa un tag după nume, după ID în cazul meu, în primul rând există în JavaScript-ul client un obiect document, care se referă la ce e încărcat în body. Ăsta are o ierarhie de taguri și știe să caute elemente după ID cu get element by ID. Iar tagul meu se numește output. Dacă vreau să scriu în el, pot să-i setez proprietatea inner HTML sau text. Inner HTML se referă la, amândouă se referă la ce se află între începutul tagului și sfârșitul lui. Cu inner text nu interpretează ce îi dau ca HTML, iar cu inner HTML îl și interpretează. Eu o să vreau să-i dau un text chiar și anume acest count. Îi afișez numărul și atât. N-ar strica atunci când declanșez apelul să pun totuși un text aici ca să știe userul că se întâmplă ceva. Ca de exemplu pun textul loading.
loading. Ok? Bun. Și cu textul loading o să văd o vreme loading până va veni răspunsul și va afișa count. Și acum haideți să serverul rulează, nici măcar nu trebuie să-l opresc. Are ruta înregistrată, am testat ruta. Haideți să ne încărcăm în browser resursa index.html. Acum, serverul nostru livrează conținut static și să vă dau și index.js-ul cum arată la momentul ăsta, că ăsta ar trebui să fie ce facem în el. Deci serverul livrează pagini din directorul web și are documente implicite. Dacă scriu fără să dau un nume de document, o să caute printre altele un index.html. Deci pot să încarc localhost 8080 și ar trebui să zic slash index.html, dar pot să nu-i zic, pentru că pe ăla îl va căuta. Și mi-a încărcat macheta care, după cum vedeți, are un simplu input cu nume și inputul respectiv. Și să zicem că scriu popa. Dau enter, scrie loading și observ că îmi afișează numărul pe care îl vedeam în consolă, sau mă rog, îl văzusem în rută ulterior, pe care acum îl consumă JavaScript-ul client. Dacă scriu nimedi, o să văd că e frecvența asta. Asta dacă scriu Ivan sau mai știu eu ce nume, avem niște frecvențe. Deci, ați văzut că durează Ivanovici, încercăm și variante sârbești. Durează un pic până vine call-ul, timp în care noi am pus în JavaScript-ul nostru, am afișat loading-ul respectiv și când vine răspunsul, ne întoarce și afișăm și cât este count.